Poate o să surprindă ce spun acum la deschidere. Biblia a fost scrisă pentru toate generațiile din toate timpurile. Sunteți de acord? Există totuși un loc în Scriptură care n-a fost scris decât pentru generația noastră și nu s-a aplicat la nici o altă generație. Credeți asta? Care este fragmentul? Matei 28 pentru toți. Mergeți și de la... Toți au pornit în toată lumea, mulțumesc, să vestească Evanghelia. Unde se află textul? Sau pasajul? Sau capitolul? Frumos, într-adevăr, se aplică doar nouă. Un alt fragment. Asta a fost pentru toată lumea, pentru tot creștinismul. Cine a zis? Fratele Gogoț. Parabola, de fapt, capitolul 25 din Matei, este ancorat într-un timp, și anume, citiți Matei 25 cu 1, atunci împărăția cerurilor, nu acum, toate parabolele spun împărăția cerurilor se aseamănă, adică acum. Numai că în capitolul 25, cele trei parabole se referă la atunci. Și niciun alt timp nu se potrivește cu aceste trei parabole. Sigur, mai e Apocalips 18, mai e Apocalips 10, deci putem găsi mai multe lucruri care se aplică doar nouă, însă învățătura cea mai clară se găsește pentru schimbarea mea în Matei, capitolul 25. Interesant, capitolul 25 e pregătit de capitolul 24, unde se vorbește despre timpul sfârșitului, iar acum Mântuitorul spune, atunci împărăția celor se va asemăna, versetul 14, atunci împărăția celor se va asemăna, 31, când va veni Fiul omului, observați, toate se referă la escaton, timpul sfârșitului. N-aș vrea să citesc parabola fecioarelor, pentru că este oarecum cunoscută. Aș vrea să insist, pentru că n-aș vrea să discut acum parabola în sine, ci punctul dureros. Ceea ce făcea diferența dintre nebune și înțelepte. Țineți cont, vă rog, mă urmăriți toți? E un singur lucru. Toate sunt fecioare, toate sunt curate, toate așteptătoare, toate au candele, toate au ulei în candele. Deci, efectiv, sunt... Ce este un de lemn? E un simbol al Duhului Sfânt. Aveau fecioarele nebune Duhul Sfânt? Da, ardea. Și este un singur punct destul de încețoșat sau confuz, care face distinție între cele înțelepte și cele nebune. Puteți să spuneți care e? Vasul nevăzut, cu ulei care nu arde. Într-o carte, Scapă la munte, se dezvoltă parabola în cartea aceea. Eu am să insist doar pe diferența dintre ulei și ulei. Ce este un de lemnul din vasul de rezervă? Ce e? Poți să spui, este Duhul Sfânt. Da, 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 aici e Duhul Sfânt și ăsta ce e? E tot Duhul Sfânt. Și e o problemă la mijloc. Și problema pleacă de la faptul că, atenție, un ulei arde, celălalt nu. Ce însemnează când în beznă aprinzi o lumânare? Ce însemnează asta? Luminezi. De ce luminezi? Nu de dragul de a avea fum. Că putem aprinde și aici 5 lumânări sau 7, nu
simbolizăm candelabru, dar nu dă nicio lumină, este un decor. Atunci când a prins în noapte lumina, atunci îți slujește ție ca să vezi pe unde mergi. Acesta se numește undelemnul utilitar. Iar celălalt nu slujește utilitar. Ăsta n-are niciun folos pentru mine. Și acum vă rog frumos, intrați în situația vieții curente în care trăim. Săptămâna trecută mi-a trimis cineva o poezie a lui Traian Dorz, nu știu cine, că mulți îmi trimit. Dar o poezie frumoasă, care spune, iartă-mi, Doamne, atâtea rugăciuni, în care eu ți-am cerut, fă aia, fă aia, fă aia. Avem nevoie de tine, tu ești robul, eu stăpânul. Și practic, unde lemnul utilitar este lucrarea Duhului Sfânt la cererile mele utilitare. Doamne, am un examen, vine Bacu săptămâna aceasta, dă-mi, te rog, inspiră-mă și Dumnezeu în dragostea Lui dă soare și peste cel bun și peste cel rău. Inspiră și pe un om care nu-i cere, inspiră și pe unul care-i cere, că așa-i Dumnezeu, e nepărtinitor, toți sunt copiii Lui. Unde lemnul utilitar constă în așa numita rugăciune de rutină și rugăciune de criză. Atenție! În ce constă rugăciunea de rutină? Păi eu știu, când mă scol, nu pot să plec, nu e Dumnezeu aici, trebuie să mă asigur că eu cu El sunt împreună ca să-mi fie bine, să nu mă calce mașina, să-mi fac treaba la servici, să fiu sănătos, că e pandemie. Deci am nevoie de Dumnezeu pentru mine. Și Dumnezeu este atât de bun că face să răsoară soarele și de ploaie peste toți. Și salvează prin minuni chiar și păgâni, păcătoși. Dimineața mă scol, 3 vorbe spuse lângă pat, la masă mă rog, seara rugăciune, când ies din ușă, Doamne, te rog, fii cu noi pe drum, sunt pericole, amin. E bună rugăciunea aceasta? Eu cred că este uleiul din candelă și eu cred că e necesară. Numai că vezi, în acest model de rugăciune, eu nu-L caut pe Dumnezeu. Atenție! Caut buzunarul Lui. Că în buzunarul Lui este sănătate, este ocrotire, sunt bani, joburi, toate răspunsurile la nevoile mele. Și am nevoie de buzunarul Lui Dumnezeu și Dumnezeu este atât de bun încât, fără discriminare, îmi dă atunci când îi cere cineva. Dar întrebarea mea este, de ce ai nevoie tu de Dumnezeu? Scopul relației tale cu Dumnezeu este să-ți meargă bine pe pământ? Să n-ai probleme și crize? Trec la rugăciunea de criză. Băiatul s-a îmbolnăvit, Doamne, febră, 39, 40, 40,5, Doamne, te rog, scapă-l! Și stau o noapte întreagă, cu post și stric, și băiatul se face bine. Îl îmbrățișez, îi mulțumim lui Dumnezeu și peste o noapte nu mai stau și mă rog o noapte întreagă, nici nu postesc. A fost tot o rugăciune creată de împrejurări dramatice, care m-au făcut să zic, Doamne, buzunarul! Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, îmi dă și vindecare. Job, arde casa, Doamne, casă! Dumnezeu dă și casă. Și atenție, experiența noastră creștină poate să meargă foarte bine pe rugăciunea de criză sau rugăciunea de rutină. Practic, la rugăciunea de rutină e mai mult o cascadă de stereotipii
Te rog, îți mulțumim că ai fost cu noi noaptea trecută, te rugăm acum fii cu noi, necunoscutul zilei, păzește-ne de covid, păzește-ne de cutare și toate alea care le-a spus și ieri și alaltă și mâine. Și aici vine marea problemă. E Dumnezeu și sunt eu. Raportul dintre mine și Dumnezeu este de șef și de slugă. Eu îi spun ce trebuie, iar el să trăiți îmi face. Și Traian doar spune, iartă-mi, Doamne, atâtea rugăciuni, în care eu vreau să lucrez pentru mine, să faci Tu ceea ce eu vreau. Când, de fapt, probabil rugăciunea are alt sens. Vasul de rezervă. Vreau să vă spun, să vă întreb ceva din parabola fecioarelor. Când în sfârșit mirele cu mireasa, cu patașca care însoțea, știu eu, fata spre casa mirelui, intră în sfârșit, se închide ușa și vin fecioarele neînțelepte și spune, Doamne, Doamne, deschide-ne! Ce răspunde mirele? Pentru că aici e marea problemă a întregii experiențe religioase. Eu pot să fiu bun adventist, dau și zecime, nu ca alții, dau totdeauna regulat zecimea, dau și dar, nu ca alții, eu dau daruri. Țin sabatul, nu beau bere de niciun fel, nici fără alcool, pentru că vreau să fiu... Și să-mi spună mie Dumnezeu ce? Ce? Nu vă cunosc. Vă să zic că toată problema acestui vas mic stă descifrat, decodat în cuvintele cunoașterea de Dumnezeu. Oricum se face această cunoaștere? Vreau și Emilia să mă asculte. Cum se face această cunoaștere, vă rog? Cum se derulează? În ce constă cunoașterea? Sunt chestiuni atât de dramatice că ar trebui să ne clarificăm treburile astea. Mai e un text pe care îl spun înainte de a dezvolta tema. 1 Ioan 5:12, l-am spus la companioni, jos. Iar textul spune, cine ține sabatul, are viață veșnică. Cine nu ține sabatul lui Dumnezeu, n-are viață. Așa zice textul? Dar cum zice? Căutați, 1 Ioan 5:12. Merită să fie învățat pe de rost că este cheia, esența experienței religioase. Este totul în textul acesta. Cine are pe Fiul, nu sabatul, nu zicimea, nu hrana, cine are pe Fiul are viață, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viață. Deci esența noastră este să avem, uite aici, nu utilitarul, experiența tainică în care nu-i cer nimic lui Dumnezeu și am doar o singură dorință, să-L cunosc personal pe Dumnezeu. Adică cum? Și că Dumnezeu zice, nu vă cunosc, dar El e tot cunoscător. Cum spune El, nu vă cunosc? Știți cum? Pentru că, fac o paranteză mică, există trei tipuri de cunoaștere. Se cheamă cunoașterea logico-matematică, când cunosc cu mintea, nu? Einstein a stat în cămăruța lui și cu mintea a zis, E egal MC pătrat. Adică a conceput. Și așa e. Doi, există cunoașterea științifică sau experimentală, când iei broscuța, îi tai mușchiul, vezi, îi pui la anot ca tot, să vezi cum... Aia e experimentală, cunoști pragmatic. Și există a treia cunoaștere personală, care nu se poate întâmpla decât dacă are loc o deschidere reciprocă. Nimeni n-ar ști numele meu dacă n-ar ști, mă cheamă așa. A, și pe tine mă cheamă așa. Și uite că prin reciprocă cunoaștere are loc cunoașterea personală. Ori Hristos, Mântuitorul nostru,
nu privește la noi ca la o turmă, ca la o gregație. Gregar în franceză înseamnă turma. El privește individual. Noi avem un nume, noi avem o experiență personală cu el. Și el vrea să mă cunoască și să-l cunosc. În 1888, un anumit individ căsăpea femeile de noapte în Londra. Toată lumea știa că e Jack Spintecătorul, dar nimeni nu știa cine e. Vedeți? Știam, Jack Spintecătorul, dar cine e? Nu l-a cunoscut nimeni. Nimeni. E enigma rămasă până azi. Ori tot așa, știm că e Dumnezeu, dar cine e? Nu-l știu. Și Dumnezeu niciodată nu intră cu bocanci în sufletul omului. El niciodată nu spune, eu vreau să fiu Dumnezeul tău. El așteaptă, ci că eu stau la inimă și la ușă și bat. Dacă deschide cineva, nu, dacă aude cineva glasul meu și dacă deschide ușa, voi intra la el și fiți atenți, reciproc. Voi cina eu cu el și el cu mine. Ce frumos scrie. Adică este exact părtășia. Și acum intru în temă. În 1970 am venit pentru prima dată în Biserica Adventistă. Eram al nimănui ca și cunoștințe. Tânjeam după Dumnezeu. Mă rog, am ajuns în Biserica Adventistă. Mi-au explicat doctrina. Am înțeles sabatul, starea morților. Un lucru de atunci și până azi n-am auzit cineva să explice unui neofit, unui nou venit ca mine. Știți care problemă? Și încă nu era una teoretică, era una practică. Nimeni nu m-a învățat să mă rog. Și ca unul care eram cu tot felul de tipare mentale despre Dumnezeu, vă spun, eram chinuit. Nu știam să mă rog. Ce să spui? Cum îi spui? Dar cui? Dar cum ajunge? Taină. Rugați-vă, frate, rugați-vă. Dar cum să mă rog? Bine, mă rugam. După Tatăl nostru începea să îngâim cuvinte și oare mă aude? Și au trei lucruri care stăteau ca chin, ca barieră pentru mine. Primul, sunt păcătos. Dar cum să vin la Dumnezeu când miros a păcat? Cum să mă apropii de Dumnezeu că sunt un mare păcătos? Atenție, n-am fumat în viața mea, n-am băut, n-am atins o fată, pentru că așa m-au crescut părinții, în niște șapte, dar mintea mea era plină cu de toate. Și am conștient că sunt păcătos, foarte păcătos. Și cum Dumnezeu primește un mizerabil? Unu, știam că sunt păcătos și acest lucru m-a și adus la Hristos, dar de aici venea atâta îndoială, cum să mă primească când azi am recidivat în ceea ce știam că nu-i bine și am jurat, Doamne, nu mai vreau, iar am făcut. O vorbă, iar am vorbit. Cum să vii la Dumnezeu când ești păcătos? Și vă spun, cunosc această reacție a multora că după ce ai recidivat, nu mai. Odată i-ai spus și acum te-ai dus. Păi care bărbat își mai primește nevastă înapoi după ce a sărit gardul la altul? Gata. Asta era mentalitatea, păcatul. Al doilea, a doua barieră. Dumnezeu este un Dumnezeu drept, corect? O să vedeți că e fals. Nu acum, poate la sfârșit. Dumnezeu e drept și ca unul care judecă cu dreptate, îmi dă ce merit. Sunt păcătos, unul, Dumnezeu este justițiar și drept. Și vă spun, acest tablou al lui Iisus l-am găsit în nenumărate de cazuri de persoane aflate în depresie, adventiști în depresie. Sau
pentecostal în depresie, baptiști în depresie, că nu e doar o categorie. Eu vorbesc de a mea pentru că mi-aparține, dar depresia este niciodată o problemă psihică, băgați la cap. Nu-i de la mine și nu sunt deșteptul lumii, dar țineți minte, e o problemă spirituală. Un mare psihiatru american care a fost distins cu medalia prezidențială, i s-a dat medalia din partea președintelui, cea mai înaltă distinție, și care este a treia generație de psihiatri, îl cheamă Carl Menninger, care are clinica Menninger de psihiatrie. Și ce a spus el, a scris cărți interesante, profunde, creștine. El a zis așa, dacă cineva ar putea să convingă pe pacienții mei, aia deja dezaxați, care sunt pacienții la psihiatrie, deci dacă cineva ar putea convinge pe pacienții mei că vina lor este iertată, 75% dintre ei s-ar duce acasă sănătoși. E uluitor și ăsta spun un mare psihiatru și pot să spun hotărât, problemele psihologice, psihiatrice, toate sunt de natură spirituală, nu psihologică. Psihologia e doar proiecția. Nu poți umbla să schimbi pe proiecție părul omului din poză. Umblă în film, care este în proiector, acolo e spiritualul, aici e psihiatricul sau psihicul. Și am spus, Doamne, eu sunt păcătos. Doi, Tu ești un Dumnezeu drept. Cum să ajungi Tu la El când știi că ești păcătos și El e drept și justițiar și retributiv? Adică îți dă exact ce meriți. Faci binele, da. Faci răul și știu că în fiecare zi am motive să spun, iartă-mă, Doamne. Și al treilea motiv, nu cine sunt eu, cine e El, ci cum ajung eu de aici la El. Auzeam în orele muzicale de ideea rachetei. Să dau atâta forță prin concentrare, încât racheta să nu se oprească în tavan. Deci rugăciunea lui nu s-a suit doar până în tavan. Și se... o sintagmă uzată, ci să ajungă până la tronul lui. Păi cine are puterea asta, frații mei? Și este totalmente greșită. De ce? Pentru că nimeni nu poate ajunge. Vreau să dau o mică explicație. Noi trăim în lumea aceasta accesibilă simțurilor. Ochii, urechile, pipăitul, știți? Lumea asta pe care noi o putem cunoaște, la care avem acces prin sistemul de semnalizare, primul sistem prin simțuri, se numește imanent. Tot ce este aici între noi e imanent. Ăsta e imanent, cartea dumneavoastră, suntem toți în imanent. Dar dincolo de imanent e inaccesibil, se cheamă transcendentul. Ori Dumnezeu e transcendent, e în afară de spațiu și timp. Și cum pot eu, din imanent, să ajung în transcendent? E posibil? Păi dar nu, nici nu știu unde. Și mă stăteam în rugăciune, Doamne, cum să ajung la Tine? Concentrare. O luam de la începutul rugăciunea, că pierduse în firul. Încă o dată. Nu, încă o dată. Ca să înțeleg că Dumnezeu a coborât din transcendent în imanent. Eu sunt cu Tine. Dragii mei, au trecut ani și ani și ani de criză, de chin al rugăciunii. O statistică spune că credincioșii generației noastre nu se mai roagă. Dacă mă întreb de ce, pot să dau un răspuns. Nu că nu vor, ci că e cea mai complicată și dificilă activitate. Sunt dispus să merg până în Ierusalim, în pelerinaj, sunt dispus să dau bani, să merg și să dau și cărți, că nu-mi vine, dar dau, că îmi cere pastorul. Dar ca să mă rog,
Păi încep tatăl nostru și pământ, ce zici? Te repezi, dar el știe tot, ce zici? Spune-și tu acolo ceva și zi amin. Și s-a încheiat. E anevoioasă. Pentru că noi nu am descoperit uleiul care ne lipsește, în ce constă. Și acum, soluția pe care Dumnezeu o dă celui care tremură și spune, Doamne, te vreau, nu vreau buzunarul tău, te vreau pe tine. Că buzunarul facem la rugăciunea de rutină și aia de criză, nu în rugăciunea de părtășie, așa se cheamă asta. Eu am nevoie de tine, n-am nevoie de buzunar. Eu să și mor, dar vreau să fiu cu tine. Mă sună din când în când un om pe patul de moarte, în mod real. George îl cheamă. Are metastază de la ficat la plămâni. Medicii au dat 6 luni și deja aproape au trecut 6 luni. Și îmi spune, frate Lucian, deci el, eu nu l-am pe Iisus, am nevoie de el. Te temi de moarte, George? Nu, eu pot să mor, dar n-am pe Iisus, dragul de el. Și un om serios, vă spun, unul dintre oamenii modele de spirit familial, iubește familia, conservator cu principiile, dar a neglijat exact capitolul ăsta și în fața momentului critic, Doamne, Doamne, deschide. Nu știu, nu cunosc rugăciunea de părtășie. Ăsta e uleiul care lipsește și care va face toată diferența în ziua aceea, cei care intră sau cei care rămân afară. Dragii mei, eu cred că este subiectul cel mai arzător, dar este și o soluție. Și acum vreau să vorbesc despre cum s-a îndurat Dumnezeu de mine, păcătosul, și mi-a deschis lumina. Primul lucru l-am aflat. Că nu-i nevoie tu din imanent să ajungi, că nu poți în transcendent, nu e accesibil. Dar Dumnezeu a spus, eu cobor la tine. Mi-amintesc un păcătos, mare păcătos, Iacov. Un om care dorea să fie spiritual, dorea să fie preot, că întâi un născut era preot. Nu era atunci problema dublă moștenire, că acolo toate erau de comun, nu erau probleme, competiții economice ca astăzi, că aveau cu 52 mai mult, nu, asta era vax. El vrea să fie preot. De aceea, în timp ce fratii lui Esau călărea 7 cai, sărea în pom, dobora veverița cu săgeata, el lui îi plăcea să stea la corturi, scrie. Dar de ce la corturi? Vezi, aici este cultura orală. Băi, Dumnezeu mi s-a arătat, spune unul, experiențe cu Dumnezeu. Și vă spun, lui îi plăcea să stea la corturi, nu pentru că era un tip pasiv și n-avea și el hormon, testosteron, ca să sară pe cai. Nu, cred că avea. Dar spiritul era flămând de să-L cunoască pe Dumnezeu. Și a spus, eu vreau să fiu întâi născut. Și a încercat cu șmecheria, cu blidul de linte, a încercat a doua și mai gravă, în care l-a luat pe Dumnezeu în minciună. Ci că Dumnezeu mi-a scos vânatul în cale. Și vorba era iedul din spatele. Un om care, de dragul de a fi al lui Dumnezeu, s-a dedat la vicleșug. Și în timp ce fratele său spune că ascuțea cuțitul de beton, hâși, 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 ca să-i taie gâtul, maica-sa îi spune, fuci, fuci, acum. Nu i-a dat nici slugi și au distanță de 450 de kilometri până la Haran. Pe unde? Singur? Pe jos? Fuci, te omoară, fuci. Și a plecat. Noaptea ajunge în pustie și știți ce se întâmplă noaptea? Vin liliecii. Ce ai făcut? Vin și în groaza lui de păcătos, de foarte mare păcătos, evadează în somn. Și acestui mare păcătos, poate mai mare ca mine, sau cât mine, Dumnezeu îi descoperă în capitolul 28 din Geneza scara pe care îngerii coborau și se suiau. Ce reprezenta scara?
Scara care leagă transcendentul de imanent. În Evanghelia după Ioan 1:51, e ultimul verset, spune: adevărat vă spun că veți vedea pe Îngerul lui Dumnezeu suindu-se și coborând peste Fiul omului. Acolo e dezlegarea, scara era Hristos. Și Hristos, dragii mei, este vestea cea bună. El a coborât lângă, nu buni, lângă mine păcătosul. Ești păcătos, ești păcătoasă, e bine, e bine. Pentru că Dumnezeu vouă, mie, nouă ne vorbește. Și Dumnezeu este specializat în a salva, nu sfinți, aia nu au nevoie, ci unii care se neacă în oceanul furibund al păcatelor. Dragii mei, am găsit că există două mari valute sau două mari adevăruri care fac ca rugăciunea mea dintr-o bolboroseală să devină o rugăciune de părtășie. Vă rog, cei care aveți Bibliile, cred că mulți au Bibliile astea, nu telefon, Bibliile acestea la voi, deschideți la Psalmul 139. Dacă cineva a deschis Psalmul 139, îl rog frumos să se ridice ca să se audă bine, poate fi și de la balcon sau de jos, dar să se zică tare, să citim primele versete ale Psalmului 103. Vă spun eu, vă opresc eu. Cine a găsit, se ridică, frate. Psalmul 139. Tare! Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol. Stați numai puțin. Continuați, dar stați să vă spun ceva. Ce spune în primul verset? Știi? Doi. Vă să zic că tu ești aici, tu știi că am ridicat mâna sau că o las jos. Vă zic că tu ești aici. Continua. Și de departe îmi pătrunzi gândul. Foarte interesant. Fiți atenți, vă rog frumos, cât sunteți aici, Dumnezeu știe ce ai acum în minte. Dumnezeu este aici cu mintea ta, e uluitor. Păi dacă Dumnezeu știe ce am în minte, eu pot simplu de acum să vorbesc cu El. A, e o veste bună. Mai departe. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști din totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și scrii mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde? Zi. Dacă mă voi fi în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna ta mi-i... Mulțumesc. Continuă fiecare. Mulțumesc, frate. S-a citit frumos și clar. Dragii mei, știți ce înseamnă asta? Este cea mai bună veste. Rugăciunea nu stă pe capacitățile mele să formulez, să transmit, ci pe calitatea lui Dumnezeu de a fi atot cunoscător, atot prezent, atot știutor, atot puternic. Ori știți ce înseamnă asta? E formidabil. Că eu nu trebuie să închid ochii, să mă concentrez și acum să încep să mă rog. Nu. Dumnezeu deja e aici, eu pot să vorbesc cu El de acum, așa simplu. Că Tu, Doamne, cunoști când o dau. Îți mulțumesc, Doamne, că ești aici. Sunt atât de fericit că Tu ești aici, eu nu trebuie să Te caut. Este formidabilă veste. Relația cu Dumnezeu nu se bazează pe calitățile, capacitățile, meritele tale, ci pe atributul divin, că eu sunt cu Tine, eu știu tot. Și atunci rugăciunea devine, cum spune Ellen White, respirația sufletului. Ia auziți.
Păi asta e respirația de un bolnav, de muribund. Cam așa e rugăciunea când ești, când ai conștiința prezenței Lui. Și momentul când eu concep, când eu realizez că Dumnezeu e aici, știți ce se naște în inima mea? Credința. Doamne, eu nu simt, dar cred că ești aici. Și credința mea nu se bazează pe ce am simțit, ci pe cuvântul tău, pe atributul tău, că ești atot cunoscător. Și tu poți vorbi simplu. Uite, am examen mâine. Doamne, inspiră-mă ce să învăț. Cunosc cazuri. Mă sună Iulian din Viena, caz real. Frate, rugați-vă și mă rog și eu ca să... Nu sunt foarte tare, dar trebuie să iau o notă bună pentru... Și îmi scrie după aceea Iulian, frate, o treime știam bine. Toate întrebările erau de acolo. Nu-i minune? Și o zic, este. Dumnezeu ți ascultă glasul. Dacă ai o relație cu Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu e un Dumnezeu de departe, cum credem noi în mintea noastră, ci un Dumnezeu de aproape. Deci, rugăciunea, atunci când există credința că tu ești aici. Iar credința nu se bazează pe o voință de a crede, nu, ci pe atributele divine ale Lui. El știe, El e aici, El mă cunoaște, știe toate gândurile. Iar al doilea punct forte pe care îmi bazez credința, știți care este? Vă rog, deschideți Evrei 11:1. Altcineva să citească, poate o soră, dar cu voce tare, Evrei 11:1. A găsit cineva? Vă rog. Vă rog, mai tare, încă o dată, tare. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O putere în credințare este lucrurile care nu se văd. Aici avem două lucruri. Știți ce este o definiție? Sunt doi termeni în jurul unui egal. Ăsta egal cu ăsta. Definește în alte cuvinte, în alte noțiuni. Ori aici este un defect. Credința e încredere. Păi fals. E o traducere limitată. O să vă explic imediat. Și a doua ne spune în ce am încredere. În lucrurile Nu. În lucrurile care nu se văd. Ei bine, știți care este cuvântul pentru credința? Este o încredere neclintită. Care este cuvântul din greacă? Hypostasis. Hypostasis e ipostază în românește, dar hypostasis în timpul lui Pavel avea un sens specific. Avea multe sensuri, dar avea și un sens specific. Să admitem că eu eram un soldat pe câmpul de luptă, să spunem că sunt un grec care mă luptam cu perșii, războaiele persane. Și pe câmpul de luptă fac bravuri, reușesc să salvez pe general, înving dușmanul și la raportul de seară, când se face trecerea în revistă, mă cheamă, știu, mai marele oștirii, care este și el arhonte, adică conducător al Atenei. Și îmi spune, soldat cutare, pentru vitejia ta îți dau un hypostasis. Dar ce certificat? Certificatul. În certificat scria că datorită vitejiei lui, soldatul cutare primește 2 hectare de pământ, e împroprietărit cu 2 hectare din zona cutare a Atenei. Primesc, mi-ați dat mie 2 hectare? Da, 2 hectare pentru vitejie. Și pe cine spune, bă, unde-i? Arată-mi hectarul. Păi scrie aici, dar ăsta e hectar? Nu, este doar o făgăduință. Atenție! Deci ce e un hypostasis? E o garanție
a unui lucru care sigur va fi al meu dacă voi ieși din război cu bine. Că s-ar putea să rămână oasele pe următorul câmp de luptă și acest document e zero. Deci, hipostasis, credința, este o garanție, un certificat semnat de arhonte care garantează că eu, dacă mă întorc viu, am 2 hectare lângă Atena. Și are sens. Ce este credința? Este o certitudine care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu minte. Dumnezeu zice da și amin. Nu este da și nu. E da și amin. Iar când El spune păcatele tale sunt iertate, apropo de Karl Menninger, când spune te primesc murdar cum ești, așa cum vino la mine, eu îl cred pe Dumnezeu pentru că stă scris. Și atât sunt doi factori care mă fac să mă apropie de Dumnezeu, de fapt am greșit, să-L las pe El să se apropie de mine în rugăciune. Faptul că El știe gândul meu și atunci e ușor să respir. Și faptul că El mi-a făgăduit, mi-a promis că mă primește murdar, ticălos, așa cum sunt. Amin. Dragii mei, intru în următorul capitol. Am grijă să nu țin prea lung, dar trebuie totuși, nu știu când mai vin la dumneavoastră, trebuie să zic ce trebuie. Ați auzit de lupta rugăciunii? Ați auzit de lupta rugăciunii? Unde scrie în Biblie? Dar nu scrie lupta rugăciunii. E o sintagmă creștină, dar nu biblică. În schimb, există altceva, o altă luptă. Lupta credinței. O rugăciune care nu are credința, care nu realizează prezența lui Dumnezeu, aia începe să se lupte. Am fost odată într-o biserică pentecostală din străinătate. Au aflat că a venit ăla, hai să vină și la noi, și am venit. Și, dragii mei, s-a întâmplat ceva. Am vorbit ca unor frați, ei s-au bucurat, i-am văzut cum se roagă, știți cum? Cu toată inima, sunt oameni sinceri, sunt oameni credincioși, iubitori, mai iubitori decât frații mei. O spun cu mâna pe inima. Dar e o problemă, pentru că atunci când se roagă, întind mâna spre cer. Nu-i rău, și Solomon a întins mâna spre cer. Dar rugăciunea lor exprimă, Doamne, 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 îl cheamă, îl caută pe Dumnezeu. E greșit să-L cauți pe Dumnezeu? Ba da. Pentru că cauți ce nu ai. Nici un om nu caută ce are. Când ai, nu cauți. Eu nu-mi caut ochelarii, că i-am. Oricine strigă, Doamne, Doamne, te rog, păi dar unde-i Dumnezeul tău? Păi nu e. Păi atunci nu-i rugăciune. Ba, e rugăciune, dar nu-i credință. Iar credința în atributele lui Dumnezeu și în făgăduințele lui, o să citim poate și 2 Petru 1 cu 4, care e tare de tot. 2 Petru, căutați repede. Să vedeți ce scrie, ce frumos scrie 2 Petru 1 cu 4. Cine a găsit, citește. Haideți că timpul fuge și nu vreau să vă țin mult. Hai! 2 Petru 1, 4. Scrie, hai zi. Prin care El ne-a dat păcătuințele Lui, nespus de mari și scumpe, ca prin ele să facem părtași de fire dumnezească, stop, e uluitor. Făgăduințele Lui, mulțumesc, frate, făgăduințele Lui sunt aurul. Eu știu că Dumnezeu e cu mine. De eu știu că El mi-a dat și niște garanții, niște făgăduințe. Și atunci când eu cred că Dumnezeu e prezent, nu-L mai caut. Tu ai intrat în mintea mea, Psalmul 139. E atât de ușor să vorbesc cu tine. Tată, Doamne, unde? Nu, domnule, cine se roagă solo, e greșit. Monologul nu e rugăciune. Și cei care nu au credință încep să se
zvârcolească, îi înțeleg, că și eu m-am zvârcolit. Caută, strigă, pipăie, nu simt, nu simt. Păi nu o să simți, pentru că e treabă spirituală, nu ține de simțăminte, ține de credință. Ori marea noastră problemă care ne va face rugăciunea să fie lină și să existe este lupta credinței. Știi de ce? Pentru că noi suntem învățați să credem ceea ce pipăim, ceea ce noi știm și avem certitudini. Ori aici e vorba de hipostasis. Am doar făgăduința, dar n-am hectarele. Iar eu cred cu tărie că Dumnezeu ce zice nu minte. El rămâne credincios. E un alt text frumos din 2 Timotei 2:13 care spune: și dacă noi suntem necredincioși, El totuși rămâne credincios, pentru că nu se poate tăgădui singur. Tu îți dai seama, dacă tu ai greșit, Dumnezeu nu se schimbă. El nu întoarce fața. Dumnezeu nu se schimbă. Este extraordinară veste. Și atunci rugăciunea mea a depășit barierele. Ultimul lucru pe care vi-l spun și apoi închei cu o ilustrație, dacă mai am timp. Se numește 2 Tesaloniceni 5:17, unde scrie: rugați-vă neîncetat. Și asta este o enormitate. Cum să te rogi, stai? Neîncetat? Păi, dragii mei, noi am capturat, am sechestrat rugăciunea într-o anumită poziție și în anumit loc. Și e fals. În ce constă rugăciunea? Răspuns. Rugăciunea este dialogul cu Dumnezeu. Dialog. Ca să fie dialog, trebuie să fie interlocutorul. Și ca să fie interlocutorul, trebuie să ai credință. Dacă tu crezi că Dumnezeu este acum cu tine și îți cunoaște gândurile, tot, atunci te poți ruga, poți mergând, poți la servici, poți în dialog: Doamne, ce bine că ești cu mine, dar El e cu gândul meu, El e, El știe gândul meu, am citit în Psalmul 139. Și atunci, oriunde sunt, eu pot să mă rog, nu așa, eu pot să comunic cu El, să intru în dialog cu El. Și atunci se schimbă viața mea. Nu o să mă mai găsești făcând lucruri care mi-ar aduce rușine dacă aș ști tu sau ați ști dumneavoastră, uite ce face El. Fie că bârfește, fie că se uită la prostii. Dacă Dumnezeu e aici, nu mai pot face orice. Nu e așa că e frumos? Și atunci nu e lupta rugăciunii, aia este lupta celor care strigă. Unul dintre ei mi-a spus, un creștin care s-a întors, a intrat în Biserica Adventistă, spune: când eram acolo, în biserica mea, mă miram, de ce trebuie să strigi, tată, dă pită, tată, dă... Oare nu te aude El și trebuie să strigi ca să dea pâine? Tu dialoghezi dacă e prezent, nu-L mai cauți, e aici, discuți cu El. Umblarea cu Dumnezeu este creștinism. Tot ce nu este umblarea cu Dumnezeu, pot fi rugăciuni de criză, de o noapte, sau rugăciuni, nu de criză, dar din obicei, post o dată pe săptămână. Dacă nu e umblarea cu El, Iisus nu e prezent. Și cine n-are pe Fiul, continuați. Închei. Am citit un articol din Adventist Review, atunci se numea Review and Herald, era numele vechi, în care autorul, pastorul Ronald și nu știu cum, am uitat al doilea nume, spunea chintesența a ceea ce v-am prezentat eu în grabă astăzi. Și el spunea: imaginați-vă că a trecut mileniul, mii de ani, și Dumnezeu mă înviază în rând cu cei nelegiuiți.
fecioarele nebune. Văd acolo tribunalul pus, judecătorul este Iisus Hristos, el nu mai e avocat, e judecător. Se adresează și îmi spune: Ronald, îmi dau seama că te miri că ești aici. Da, Doamne, contest această decizie, probabil se întâmplă și îngerii greșesc. Eu, locul meu este la învierea dintâi. Să cercetăm, spune judecătorul. Înger, ia catastiful, raportul. Care zi din viața ta vrei să o cercetăm? Oricare, spun eu. Eu știu că mi-am făcut totdeauna cu cinste datoria de pastor, de păstor al turmei, și în familie, și în viața privată. Ziua de ieri, îngerul deschide catastiful și citește. Este ora 6:45. Ronald se scoală, merge la toaletă și pentru că a fost obosit, se culcă din nou. Adoarme și se scoală la 7:20, când soția îl trezește ca să se roage cu copiii care trebuie să meargă la școală. El își pune halatul, își aranjează părul, se roagă cu copiii, îi sărută, le dă îndrumări să fie cuminți, copiii pleacă și acum, pentru că somnul a fugit, Ronald se duce la baie, face un duș, apoi iese să mai vorbească cu soția, vede pe masă teancul de ziare, de, mă rog, presa, și un pastor trebuie să fie totdeauna la zi, ia un ziar, se uită, se face ora 9:03. Ronald intră în dormitor, se schimbă, se pleacă pe genunchi, este ora 9:02 când s-a pus pe genunchi, la 9:07 s-a ridicat. Ia Biblia și își pregătește și hârtia pe care scrie predica. La 9:10, soția amintește că l-a sunat cineva. E vorba de un bolnav. Trebuie urgent vizitat la spital. Lasă totul, se îmbracă, intră în mașină. Ronald se întoarce la 12:14. E obosit. Soția îl invită să ia masa, pentru că nu-și luase micul dejun, n-a avut timp. Mănâncă bine, se duce în cameră și are niște telefoane de dat. Se face ora 14:09. Ronald simte nevoia să facă puțină mișcare ca să ia aer. Face o tură de 45 de minute, se întoarce în casă, își scoate caietul de programare și vede că la ora 4 are un comitet de construire a cutării biserici. Se uită prin hârtii, scoate dosarul, îl examinează, la 4:20 se urcă în mașină, fuge la comitet. La comitet stă 3 ore, la ora 7 abia pleacă, a fost aglomerat drumul, ajunge la 8:03, obosit, se dezbracă, ia o cină frugală, deschide și televizorul în timp ce mănâncă ca să vadă ultimele știri, și știrile sunt incitante și sunt multe. La ora 9, soția cheamă să facă altarul cu copiii. Cântă, citesc un text, se roagă. Apoi copiii se culcă, el îi sărută, mai stă până la 10:20 și apoi încet, încet, ca să se odihnească, intră la baie, la 10:30 se apleacă lângă pat, la 10:39 se ridică mulțumit de relația cu Dumnezeu, se culcă și adoarme. Vezi, Doamne, nimic păcat, niciun rău. Și Hristos se uită la el și spune: Ronald, n-ai înțeles? Păi ce să înțeleg? Evidențele, faptele probează că am fost un om onest, adventist credincios și pastor bun.
Înger, mai ia o zi. După aia, Ronald spune, Doamne, nimic nou, mai ia o zi, Înger. Și după ce încă două, trei zile, și Ronald nu înțelege, Ronald insistă că este o greșeală. Hristos îi spune atunci, Ronald, îmi pare rău că trebuie eu să-ți spun că toată viața ta n-ai înțeles viața de credință. Tu ai slujit bine, ai făcut multe lucruri bune, dar nu mă cunoști. Toate rugăciunile au fost doar dări de seamă, solicitări, dar eu stăteam lângă tine și așteptam să spui, Doamne, vorbește-mi. N-ai avut timp de mine. Ți-ai trăit viața fără mine, bun creștin fără Hristos. Nu poți să fii cu mine în veșnicii, că nu mă cunoști. Adio, Ronald. Doamne, Doamne, mai dăm o șansă, îmi dau seama, am greșit, mai dăm o șansă, acum, promit că... Prea târziu, Ronald, adio. Și cade cortina. Dragii mei, când am auzit, când am citit această istorie, eu eram Ronald. Și poate vă regăsiți în asta. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, poate să facă toate faptele meritorii, n-are viața. Ori noi suntem aici pentru mântuire și noi trebuie să începem o schimbare în viața noastră. Domnul s-a îndurat de mine, se îndură în continuare, sunt un păcătos. Dumnezeu se îndură de voi, toți suntem în criză. Haideți să-L cunoaștem pe Hristos, mai ales că nu e departe. El e cu noi, e chiar acum, cu mintea noastră. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin.